Salutare la toată lumea, astăzi o să vă arăt un pic un coș evacuare de fum dintr-un apartament, au avut ceva probleme, ieșa fum pe toate încheieturile aici după cum vedeți o fisură care o încerca să o repare, ieșa fum de la vecinul de jos foarte mult suntem la etajul 2 fiecare apartament are coșul lui aici reparăm baia, renovăm baia și am zis și coșul să renovăm și iată ce am găsit pe coș, o cârpă. Acolo și O fundat tot coșul, toată evacuarea de fum. După cum puteți vedea, fiecare apartament are evacuarea lui. Am mai spart în continuare hornul și ce am mai găsit în continuare? Un dop care a stupat practic toată evacuarea a vecinului de la parter. Și atunci, bineînțeles, fumul se infiltra prin fisuri și ieșa în apartament. Am curățat, am spart și aici o soluție am găsit. Pereții ăștia nu trebuiau să fie negri. Pereții ăștia trebuiau să fie curați pentru că coșul a fost făcut din cărămidă. Bineînțeles, vechi. Prin anii 80 au făcut. Și aici sus, după cum puteți vedea, mustăți de fier lăsate. Unde tot timpul s-a gățat aceea de curățat și noi am venit cu o soluție cu acest element de coș interiorul de 15 pe 15 exteriorul de 25 pe 25 ca fiecare apartament să fie independent adică fiecare evacuare să fie independentă și să nu aibă treabă nici cu peretele în funcție de cum ne înălțam mergeam în sus Bineînțeles, am dat și cu amorsă pe perete și am dat și cu adeziv ca să nu mai fie probleme pe viitor deloc. La partea superioară am reparat și acolo pentru că era dezastru. O să vă arăt și acolo, dar acum, după cum puteți vedea în jos, se vede destul de bine. Și cam așa arată partea de sus. Am reparat, am tăiat din fier, din mustățile acelea care încurcau. Mai avem încă una care am tăiat-o și pe aceasta. Și oarecum am încercat să găsim soluții ca să facem să fie totul cât mai bine. Și cam așa arată gata făcut de sus până jos. Urmează să-i facem o gaură pentru a conecta evacuarea de la sobă, boiler și cam atât. Dată și numai bine la toată lumea!